Teodor Costescu a fost personalitatea severinană în jurul căreia s-a centrat întreaga construcție a clădirii Palatului de Cultură din Drobeta, Turnul Severin. Deși nu a dispus de fonduri foarte multe, cel care a dat numele Palatului de Cultură Severinan a reușit să pună la punct toate etapele necesare construcției. Anul acesta s-au împlinit 100 de ani de când domnul Teodor Costescu a început lucrările la clădirea care acum este în renovare totală, și anume Palatul Cultural Teodor Costescu. Sperăm că în cel mai scurt timp să ne bucurăm toți și toți severinii să se bucure de acea clădire. Pentru că spectacole de teatru în Turnul Severin au fost organizate de foarte mult, foarte mult înainte de 1900, practic această ediție de documente începe cu anul 1867. Este anul în care este atestat pentru prima dată unul din împătimiții taliei la Turnul Severin, Costache Sârghie sau Constantin Sârghie, cum mai este menționat de documente. La evenimentul de astăzi au fost expuse mai multe volume de carte, cu o vechime de peste 100 de ani. Lucrările fac parte din fondul Bibliotecii Județene Ighe Bibicescu. Astăzi am participat pentru a marca împlinirea 100 de ani de când a început construcția Palatului Cultural Teodor Costescu, clădire emblematică a municipiului Drobeta, Turnul Severin. Am participat cu o expoziție de carte care face parte din fondul tradițional al Bibliotecii Județene Ighe Bibicescu, fond care s-a îmbunătățit de la an la an, ajungând astăzi la 470.000 de volume. Un mesaj emoționant a fost transmis astăzi cu această ocazie și de către guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu. În cele două pagini ale discursului său, acesta vorbește în termeni laudativi despre Teodor Costescu. Teodor Costescu a fost un eminent student al Facultății de Științe a Universității București. Deși i s-a propus o carieră universitară, acesta a ales să fie dascăl la Turnul Severin, unde a ajuns repede director al abia înființatului Liceu Traian. Afirmațiile șefului Băncii Naționale a României sunt întărite și de către unul dintre foștii directori ai instituției de învățământ, care la rândul său a vorbit cu respect despre felul în care Teodor Costescu și-a pus amprenta pentru ca aceste lucrări să fie duse la bun sfârșit. La absolvirea facultății i s-a făcut propunerea să rămână asistent universitar în cadrul laboratorului de chimie organică a facultății, la care Teodor Costescu a răspuns cu mult respect doctorului Strati, cam în felul următor: domnule profesor, vă mulțumesc pentru apreciere, dar eu vreau să merg în provincie să învăț chimie și pe oltenii mei.